Salutare, dragilor! Am să vă fac un video scurt ce sper să vă intereseze. Este vorba despre o bucătărie, despre montarea unei bucătării. Eu sper că va fi folositor pentru cei care veți dori să faceți voi înșivă acasă, să nu mai trebuiască să plătiți un meseriaș, să nu mai cheltuiți niște bani. Nu este absolut deloc complicat să montezi o bucătărie. Este destul de simplu. Va fi o bucătărie mică, ce va fi aproximativ de aici până în colțul acesta și va veni până aici. Deci așa va arăta bucătăria. Avem aici o bucată, după aia va veni frigiderul. Avem aici o parte de 1,80. Imediat vă arăt. Puțin el mai mare. Vin două corpuri de 60, deci 1,20. Plus avem partea de colț, ce lateralul acesta va fi de 67 de centimetri. Aici la fel 67, plus încă un corp de 45. Iar aici va fi lavoarul în partea asta și după aia mobila suspendată deasupra. Așa va fi din partea aceasta, cum vedeți. Frigiderul va veni după ce se va termina mobila. Aici este lavoarul, aici va veni placa vitroceramică. Aceasta e partea aceea. Cum va fi? Uitați cum arată. Deci avem aici partea de 67 și după aia de 45, corpul de 45 care va veni în acea parte. Deci este ceva simplu, ceva bazic, o bucătărie foarte mică, e o bucătărie pentru un studio. Acesta este un studio cu o cameră, o sufragerie să-i spunem. Aceasta va fi intrarea, care încă nu este terminată, va fi spartă aici și va veni montată o ușă, dar de moment a rămas așa pentru că nu știu, de moment eu cel puțin nu știu dimensiunea ușii, proprietarul încă nu a cumpărat ușa, nu este hotărât ce va pune și așa că o să terminăm cam tot ce se poate. Voi ați mai văzut acest studio într-un video ce l-am postat mai de mult, va fi o renovare, practic va fi o modificare completă. Aici este studioul, în partea din față va veni un alt apartament, iar în partea de jos va veni alt apartament, dar acestea vor fi făcute anul ce vine. Deci am montat până acum câteva sute de bucătării și n-am avut nicio problemă, deci asta este simplu, vedeți cum vin toate în cutii, fiecare cutie are absolut fiecare șurubel și absolut fiecare piesă ce va fi necesară, are schema de montaj. Doar atâta trebuie să fiți atenți la schemă, să vă uitați bine, să vă familiarizați puțin și câteva noțiuni de bază și în rest puteți să o montați și voi singuri acasă. Deci începem cu un dulap, care acesta este de sus, îl dăm la o parte și vom începe cu dulapurile de jos. Tot timpul se începe cu partea de jos, vă vine mai ușor. Acesta este, acesta mare este cel de colț. Vă uitați tot timpul pe schemă și aici vedeți modelul, vedeți măsura și știți care este dulapul. Pentru asta aveți nevoie, în mod normal, la mobila de bucătărie. Nu trebuie să folosiți o șurubelniță electrică normală, pentru că aveți toate șansele și, în general, dacă nu aveți experiență, veți rupe. Veți rupe când veți înfileta. Deoarece mobila este din palme laminat, nu este foarte puternic, nu este ca lemnul, de exemplu. Și dacă ați dat o tură în plus la un șurub, atunci el smulge puțin palme laminat și nu va mai ține bine. Deci este important să folosiți așa ceva. Eu folosesc aceasta care este de la Parkside, este o marcă de la Lidl, ce o cunoașteți și voi, dar este foarte bună pentru o mobilă. Și avem aici diferite capete, după cum vedeți. Sper să se vadă bine. Deci avem în stea, avem drepte toate capetele. Iar ea, vedeți, nu are o forță foarte mare. Deci este o șurubelniță destul de ușor de controlat. Nu, dacă aveți așa ceva, dacă aveți acasă. Dacă nu aveți genul acesta de șurubelnițe electrice mici, atunci cu șurubelnița normală, clasică, o șurubelniță dreaptă și una în cruce este suficient. Eu am să vă filmez puțin așa și după aia voi pune în timelapse ca să nu fie plictisitor. Este bine să păstrați cartoanele,
ca să le puneți pe jos, deoarece mobila o puteți gria. Aici avem sistemul de prindere a picioarelor și picioarele inclusiv, care sunt foarte simplu de prins, o să vedeți. Și după aia avem fiecare placă în parte. Le luați și le puneți separat, cu foarte mare grijă să nu le juliți. Acesta este fundul. Vedeți, aici vor fi picioarele montate. O să aveți nevoie de puțin spațiu ca să le... Vă vine mai ușor când le aveți toate puse așa și le vedeți. Acesta este partea de sus. Iarăși un lateral. Ce vine cu ăsta? E lateral stânga, lateral dreapta. Tot timpul să verificați să nu aibă probleme. Iar acesta este fundul, ce va veni în spate, care poate îl punem, poate nu îl punem, dacă este o mobilă, de exemplu, aici, unde va veni chiuveta, aici o să-l pun ca să-l forțeze puțin, să o țină mai bine, dar voi tăia foarte mare parte din el ca să am acces la tubulatură. Iar aici avem piesele care se vor monta. Și aceasta este mobila. Acesta este un dulap. Un dulap de 60x60. Asta îl dăm la o parte. Iar asta facem așa, să putem lucra pe ea. Și acum vom începe montajul. Este bine la început. Desfaceți punga și o vărsați pe jos ca să vedeți absolut toate piesele, să știți despre ce este vorba. Și atunci luați schema. Fiecare are o schemă. Aici vedeți prima parte. Să mă apropiu puțin, sper să vedeți mai bine. Aici aveți aproximativ cum va veni, așa ca o imagine generală, iar aici aveți piesele. Este important să știți piesele, să nu încurcați șuruburile. De exemplu, identificați șurubul din pungă de acolo. Trebuie să aveți, vedeți, vă spune ori 6. Acum, asta este o schemă de la o mobilă franceză de aici. Dar toate mobilele de bucătărie sau de baie, de indiferent cum ar fi, ele vin ceva de genul. Poate sunt aranjate diferit, dar ceva de genul. Și atunci identificați șuruburile astea de 4x30, aveți 3. După aia de-astea aveți 6, le puneți toate separate ca să știți despre ce e vorba. Să nu vă încurcați, că sunt șurubele, de exemplu, mici, care sunt asemănătoare, dar unul poate are capul în cruce și altul este drept. Și atunci, dacă le încurcați, după aia o să aveți probleme. Este dificil, nu este bine să desfaceți un șurub. Odată ce l-ați pus, nu este bine să desfaceți. Și aici vedeți, aveți numărul 1 în schemă. Ce trebuie să montați? Și atunci aveți aceste două piese. Aveți cuiul de lemn și acesta de prindere. Și le montați fiecare exact cum scrie. După aia aveți pasul 2. Ce trebuie să faceți? Le luați fiecare pe pas, respectați ordinea, sunteți atenți. Aici vedeți, aveți exemple. De exemplu, 4A este în situația când aveți așa blatul deasupra și rămâne gol. 4B este situația când veți avea un aragaz peste acest corp. 4C este când veți avea un lavoar. Și atunci fiecare este diferit. Până aici, pașii sunt la fel. Și după aia, schema 5, care este generală, cum vine în spate, prinsă partea din spate, care este o ramforsare și ajută ca să nu se miște dulapul. Și cam asta este. După aceea o fixați, puneți picioarele, fixați înălțimea bine, eu le pun la laser, dacă nu aveți un laser nu e nicio problemă, cu un boloboc puteți liniști să scoateți nivelul și în felul acesta nivelați bine bucătăria. Aici vă explică cum să puneți picioarele, cum să le blocați. După ce le-ați pus, trebuie blocate ca să nu se mai miște. Aici vă arată cum să tăiați ca să băgați țevile, dacă vreți, prin lateral sau în spate, în funcție de ce aveți nevoie fiecare. Și după aici vă arată cum să le prindeți între ele, corpurile, le prindeți și cum puneți șuruburile. Vedeți, aici vă dă toate detaliile. V-am spus, deci este foarte, foarte simplu. Orice în montajul unei bucătării, vedeți, aici aveți, iar dacă aveți un cuptor care să-l băgați înăuntru. Aici aveți modelul cu seltare. În funcție de ce model aveți, aia faceți. Și după aia, inclusiv aici, partea de jos, vă arată cum să puneți plinta,
care va veni prinsă de picioarele de plastic și vedeți, aveți explicații. Eu sper să se vadă. Oricine poate monta o bucătărie, așa că sper să vă fie de folos acest video.